S-a citit cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 21, această frumoasă descriere a evenimentului intrării Domnului nostru Iisus în Ierusalim și ne vom apropia de acest pasaj biblic. Aș vrea întâi de toate să subliniez că la Apostolul Pavel am găsit trei atenționări care se leagă cumva și de mesajul pe care vi-l voi împărtăși, dar și de câteva detalii legate de acest text. Primul avertisment făcut de Apostolul Pavel a fost cu privire la faptul că în vremurile de pe urmă oamenii se vor lepăda de credință. Nu te poți lepăda de ce n-ai. Prin urmare, Apostolul Pavel a vorbit despre aceia care o vreme au urmat calea lui Dumnezeu și după aceea au abandonat-o, au părăsit calea credinței. Apoi Apostolul Pavel a anunțat că tot în vremea de pe urmă vor fi vremuri grele, vremuri foarte complexe, complicate, vremuri care vor face grea, mai grea, rezistența pe calea credinței a celor care au înțeles că trebuie să fie credincioși până la moarte. Noi trăim din plin vremurile acelea anunțate de Apostolul Pavel. Și apoi Apostolul Pavel a mai anunțat că în contextul apostaziei din vremea de pe urmă și a vremurilor grele care vor caracteriza în general societatea omenească, comunitățile creștine, bisericile, vor fi comunități amestecate. Apostolul spunea că va veni vremea când oamenii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după pofta inimii lor. Aceste atenționări aveau de-a face cu evoluția în viitor a bisericii creștine. Și acum, cu aceste atenționări ale Apostolului Pavel în minte, să ne întoarcem la pasajul care a fost citit. În versetul 12 este scris că Domnul Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Observația aceasta este extraordinar de frumoasă. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Ne bucurăm să știm că Domnul Iisus este prezent și în adunarea noastră, care sigur nu mai este templul acela din Ierusalim, este însă casa lui Dumnezeu, în care ne închinăm lui Dumnezeu și în care, iată, împreună formăm biserica lui Dumnezeu. Mărturisim că Domnul Iisus este prezent împreună cu noi, slăvit să fie în numele Lui. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, dar e de observat că acolo a făcut ceva, ceva cu totul surprinzător, ceva tulburător, ceva ce atrage atenția. A dat afară. E ciudat să observ că Iisus, intrând în templul lui Dumnezeu, a dat afară. Oare în templul lui Dumnezeu e ceva ne la locul lui? Oare în templul lui Dumnezeu e ceva ce nu trebuie să fie acolo? A dat afară. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi, zicea el atunci, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce se întâmplase? Care era de fapt problema care l-a supărat pe Domnul nostru Iisus? După cum bine cunoașteți, la templul din Ierusalim veneau să se închine cu ocazia sărbătorilor, și acum era aproape sărbătoarea Paștelui, oameni din toate colțurile țării, care până să ajungă la Ierusalim aveau un lung drum de făcut. Ei nu puteau să aducă cu ei de acasă animalele pentru jertfă, vitele pe care urmau să le jertfească pe altarul lui Dumnezeu. Călătoria lungă, dificultățile drumului, cumva îi împiedicau să îndeplinească această dorință. Soluția la care oamenii au apelat e că luau cu ei bani de acasă, cu gândul să cumpere animalele pentru jertfă și după aceea să ducă jertfa înaintea lui Dumnezeu. La templu erau aceste locuri în care jertfa urma să fie adusă. Problema însă era reprezentată de faptul că în țară erau romani stăpâni și moneda care circula în țară era moneda cu chipul cezarului. Amintiți-vă că într-o zi l-au întrebat pe Domnul Iisus dacă se cade să fie dat cezarului bir. Domnul Iisus a zis, arătați-mi un ban. Și pe banul pe care l-au avut la îndemână a putut fi văzut chipul cezarului. Banii din țară erau banii cu chipul cezarului. Iar în visteria templului, potrivit obiceiului evreiesc, asemenea banii n-aveau ce căuta.
cum să pui tu în visteria templului lui Dumnezeu bani cu chipul cezarului? Asta era idolatrie, asta era înțeleasă ca încălcarea poruncii care zice să nu-ți faci chip cioplit sau vreo înfățișare a lucrurilor de pe pământ. Exista această rezistență. În casa lui Dumnezeu n-au ce căuta banii cezarului. Dar în același timp, rabinii, farisei, cărturarii s-au gândit cum totuși să păstreze beneficiile care derivau din banii cezarului. Nu ne trebuie chipul cezarului, dar fluxul vital din banii lui ne-ar trebui, gândeau ei. Și cum se rezolve problema? Și atunci au apelat la o soluție extrem de ingenioasă. Au bătut o monedă a templului. O monedă cu scrisurile lor, monedă pe care nu era chipul cezarului. Moneda respectivă era o monedă tolerată la templu, apoi au hotărât în mod arbitrar o rată de schimb. Au pus undeva în curte, în afară de intrarea, cum ar fi în curtea bisericii sau în holul bisericii, cum am zice noi, niște mese. Acolo au așezat niște case de schimb, un fel de exchange office, unde se făcea schimbul valutar. Veneau oamenii cu banii cu chipul cezarului, îi vindeau pe banii cu tolerați la templu și cu banii acum a templului se duceau și cumpărau pentru aducerea jertfelor și așa mai departe. Problema, soluția aceasta, rezolva parțial problema, le liniștea lor conștiința și în felul acesta își păstrau și valoarea banilor romani și respectau și sensibilitățile lor religioase. Felul acesta viclean de a lucra l-a supărat pe Domnul Iisus. El n-a acceptat acest lucru. L-a socotit un mare compromis și atunci când a intrat în templu, a dat afară pe cei care, cum citim aici, mesele schimbătorilor de bani le-a răsturnat. Citind acest text, n-am putut să nu mă gândesc la felul în care aceeași mentalitate ar putea influența bisericile contemporane. E foarte posibil ca și noi să avem undeva în locurile de dinaintea intrării în casa lui Dumnezeu niște mese la care să fie convertite valorile lumii acesteia în valori acceptabile pentru noi aici în interior, refuzând o parte a lor, păstrând esența lor și în felul acesta să ne păstrăm liniștea că umblăm pe calea lui Dumnezeu și când în fapt să trăim același compromis. Mesajul din această dimineață l-am intitulat La casele de schimb. La casele de schimb. Or fi niște case de schimb și la ușa bisericii contemporane, la care vin valorile acestei lumi cu dorința de a intra înăuntru. Ceva din dinamica lor, ceva din folosul lor, noi cei dinăuntru ne-am dori. Dar nu le vrem așa cum sunt. Pentru că forma în care ele vin este urâcioasă, este mizerabilă. Dar avem noi casele noastre de schimb, în care și la care vom reuși să le convertim, să le transformăm, să le dăm o nouă înfățișare, să le îmbrăcăm într-o vestimentație, într-o ținută adecvată, ca după aceea să le spunem bun venit în mijlocul nostru, la casele de schimb. Vom observa patru filozofii contemporane, cum se le numesc, moduri de gândire, structuri de gândire și de valori seculare din lume. Ceea ce vă spun este valabil și în România și în Australia. Am călătorit mult în lume, am văzut cum se mișcă lucrurile și îmi dau seama că ceea ce se întâmplă într-un loc este și în alt loc. Trăim o perioadă extrem de grea când secularismul, lumea laică, invadează și caută să influențeze din plin biserica. Problema nu e nouă. Apostolul Pavel vorbea despre un chip al viacului de care trebuie să ne ferim, să ne păzim, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cele patru filozofii despre care voi vorbi câte puțin despre fiecare și apoi despre felul în care ele influențează biserica convertite la casele de schimb fiind, sunt întâi umanismul.
Vom vorbi despre umanism ca o filozofie care caută să influențeze și influențează. Eu am văzut în biserica în care slujesc păstor forme de umanism care, cum să spun, s-au impus cu atâta argument încât ai zice, tu să faci, dar e formă de umanism. Eu pe dumneavoastră vă cunosc destul de puțin, fie ca mesajul din această dimineață, mai degrabă să fie o atenționare cu privire la ce s-ar putea întâmpla, decât ca, eu știu, semnalarea unor lucruri care deja se întâmplă. Și dacă se întâmplă, Dumnezeu să ne ajute să ne îndreptăm. Apoi, o a doua filozofie despre care vom vorbi este pragmatismul. A treia este pozitivismul și a patra este relativismul. Câte ceva acum despre fiecare. Întâi, umanismul. Ce învață în esență această filozofie, acest mod de gândire? În esență spune așa. În centrul existenței e omul. Scopul fundamental al existenței este fericirea omului. Eu exist ca să fiu fericit. Lumea și tot ce este în jurul meu există ca eu să fiu fericit. Esența și scopul existenței mele este fericirea mea. Asta este umanism. Unii vor înțelege că fericirea înseamnă să acumuleze putere și vor face tot ce le stă la îndemână ca să obțină puterea, ca în final să fie fericiți. Alții vor socoti că sunt fericiți dacă acumulează bogății. Vor face tot ce le stă în putere să aibă cât mai multă bogăție ca la urmă să fie fericiți. Alții, mânați de șablonul umanismului, vor socoti că fericirea constă în a obține plăceri, plăceri de tot felul și vor face tot ce le stă în putere ca să obțină fericirea prin intermediul simțurilor, prin plăcerile lor. Umanismul anunță simplu, exist ca să fiu fericit și tot ce este în jurul meu trebuie să mă facă fericit. Dacă ce este în jurul meu nu îmi construiește propria fericire și bunăstare, nu mă interesează. Eu mă implic, eu sunt prezent doar acolo unde obțin fericirea mea, unde obțin bunăstarea mea, unde mă simt bine. Dacă ceva nu merge pentru binele meu în comunitatea în care sunt, părăsesc comunitatea și construiesc acea comunitate care mă face fericit. Ăsta este umanismul. Adus la ușile bisericii, trecut pe la casele de schimb, umanismul se convertește în sânul comunităților creștine în niște chestiuni care, dacă nu ești foarte atent, nici nu le vezi. Spre exemplu, una dintre ele ține de, una dintre aceste, cum să zic, transformări, ține de felul în care înțelegem slujbele religioase. Și aici vine o întrebare. De ce mergem noi la adunare? Care este scopul pentru care mă duc la biserică? Care este scopul fundamental al prezenței și al tuturor activităților pe care noi le săvârșim în biserică? La această întrebare, Biblia răspunde: totul este pentru slava lui Dumnezeu. Totul este pentru gloria lui Dumnezeu și ca închinare spre Dumnezeu și lui Dumnezeu. Venim aici, e casa Domnului, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, slujim lui Dumnezeu, învățăm de la Dumnezeu, îl înălțăm pe Dumnezeu, ne facem mai buni în prezența lui Dumnezeu, ca apoi plecând de aici să revărsăm în mijlocul societății toată această slavă cu care ne-am încărcat și apoi să arătăm că Dumnezeu este Domn și Mântuitor peste noi și peste oameni. Asta este esența în viziunea creștină. Umanismul spune altfel. Eu merg la biserică pentru ca să mă simt bine. Eu mă duc la adunare ca să mă hrănesc. Eu sunt în centru. Gustul meu este în centru, așteptările mele sunt în centru. Succesul unei slujbe de închinare în viziunea umanismului convertit la creștinism este, cum să spun, sentimentul de bine și împlinire al comunității. Ajungând în holul bisericii, eu aud pe frații noștri vorbind la Sibiu, acolo și în alte părți, că tiparele astea de gândire, cum să spun, au intrat efectiv în structura oamenilor. Și acolo se discută, ți-a plăcut la adunare? Dumneavoastră vorbiți așa. Cum a fost la adunare? Ți-a plăcut? A fost frumos? Da, mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut cântarea. Da, nu mi-a plăcut cântarea aia la altă. Aia așa m-a supărat. Noi avem un frate la adunare, el n-aude bine. E un om cu multă frică de Dumnezeu. N-aude bine și s-a folosit de un aparat de auz. Dar dacă se întâmplă ceva la adunare și lui nu-i cade bine, el nu protestează, el umblă numai la ureche.
Îl vezi că mișcă ceva acolo la ureche și clar, a trecut pe modul offline. Poți tu să zici ce vrei, el e în altă parte. Ei, observ, trecând dincolo de această paranteză, între noi această tendință. Măsurăm succesul unei slujbe după felul în care ni s-au împlinit gusturile. Frații mei, ăsta este umanism. Unii, și acum aici este altă problemă, știind cum oamenii încep să gândească, eu ca păstor, predicator, alții ca și cântăreți, noi împreună, conducerea bisericilor, ne străduim să facem tot ce ne stă în putere ca să deservim gusturile comunității. Asta e tot umanism. Unii oameni merg până acolo încât subordonează rostirea adevărului gusturilor comunității în care slujesc. Păi dacă oamenii vor să se simtă bine, atunci se facem să se simtă bine. Că am băgat de seamă că dacă nu mai se simt bine, nu mai vin. Și dacă nu mai vin, se duc la alt magazin. Uitați-vă să vedeți, dacă nu ne place să mâncăm la un restaurant, mergem la altul. Dacă nu ne place să cumpărăm de la un magazin, mergem la altul. Așa facem în societate. Adusă la casa de schimb, mentalitatea asta care îmi pune gustul meu în centru, îmi spune, dar ce? Nu-mi place la această biserică, merg la alta. Eu vreau să fiu împlinit. Frații mei, sigur că nu venim la adunare ca să ne simțim chinuiți, pentru că esența slujbei de rugăciune, de închinare în casa lui Dumnezeu, nu este să ne enerveze pe toți și să nu ne placă la niciunul. Nu asta este esența. Esența însă este să placă lui Dumnezeu. Iar noi va trebui să ne aliniem așteptările în lumina revelației lui Dumnezeu și nu a unor gusturi umaniste. Mă gândesc că dacă Iisus ar veni în ziua de flori în casa Domnului din vremurile noastre, ar scoate afară umanismul. L-ar fugări. Și pe toți aceia care gândesc că interesele lor și gusturile și plăcerile lor sunt înaintea slavei lui Dumnezeu și adevărului lui Dumnezeu, pe toți aceștia i-ar mustra și le-ar cere să se pochească. Domnul să aibă milă de noi, să aibă grijă de noi, stimați frați. Eu, cum să zic, tiparele acestea de gândire creează un reflex. Vă rog să observați și dumneavoastră. Divertismentul religios, amuzamentul, devine una dintre trăsăturile tot mai des întâlnite în mijlocul bisericilor. Și m-am întrebat de ce. Probabil că răspunsul este același. Umanismul convertit. Tozer zicea odată că atunci când Dumnezeu, dacă Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, în loc rămâne divertismentul. Distracția. Oamenii vor să se simtă bine, oamenii găsesc împlinire în a se simți bine. Predicatorul este acolo ca să-i încânte, cântăreții și toți cei ce sunt acolo sunt ca să le deservească așteptările și, într-un cuvânt, închinarea este transformată într-un teatru ieftin cu actori de mâna a doua, a treia, a patra, că măcar de-am fi buni. Și atunci ne întrebăm, care este esența? Hristos să fie în casa Lui și casa Lui să fie casă de rugăciune. Amin. A doua filozofie despre care vom vorbi se numește pragmatismul. Pragmatismul este o concepție de viață care susține că ceva trebuie făcut dacă dă rezultate bune. Esența e rezultatul. O acțiune, o activitate oarecare, un mod de organizare, ceva faci și vei face dacă dă rezultat. Obiectivul este să ajung la un rezultat. Și rezultatul acela justifică ceea ce fac. Scopul justifică mijloacele în lumina pragmatismului. Această filozofie de viață este prezentă în societate. Ea e la lucru, o găsim oriunde. Oamenii nu vor să facă ceea ce nu dă rezultat. Lucrurile care nu duc la rezultate măsurabile, la ceva ce vezi imediat, la ceva ce ții în mână, nu mai faci. Faci ceea ce dă rezultat bun. Aș pune o întrebare.
se fabricau în Europa mai de mult trabanturi. Ați auzit de Volkswagen Trabant? Sau Ford modelul T, în anii 50-60. De ce credeți că nu mai fabrică oamenii mașini din acele? Răspunsul este simplu. Nu le mai cumpără nimeni. Și dacă nu mai cumpără nimeni ce produc, atunci mă voi sili să produc ce cumpără oamenii. Când o marfă nu se mai vinde, producătorul ia decizia să nu mai producă. Și dacă îl surprinde această realitate a pieții cu marfă pe stoc, se scarpă așa după ureche și decide să reducă prețurile. Plătești una, primești două, plătești una, primești nouă, numai să mă scap de marfă și în viac nu mai fac. Ăsta e pragmatismul. Închipuiți-vă ce ravagii face acest mod de gândire când intră în biserică. Evanghelia, mesajul, e marfa. Numai marfă nu-i, dar facem comparația. Adunarea cu toți cei slujitori sunt producătorii și adunarea este consumatorul. Și acum întrebarea mea este, oare ce așteaptă adunarea și care e rezultatul dorit? Potrivit pragmatismului, succesul se măsoară în termenii, cum să zic, audienței. Un post de televiziune se numește de succes dacă are audiență mare. Un ziar se numește de succes dacă este vândut. O carte este considerată bestseller dacă se vinde, de-aia și bestseller. Ei, succesul este definit în termenii audienței, în termenii popularității. Imaginați-vă ce ravagii face această gândire când e adusă în biserică. Se întâlnesc între ei păstori și întreabă, voi câți membri aveți? Dacă omul zice 5.000, wow, ce succes! Dacă zice 500, da, nu, ca la 5.000. Dacă zice 50, pastore, cu tine e o problemă. Cum măsurăm succesul? Pragmatismul spune în termenii audienței. Și dacă sunt modelat de această filozofie, atunci voi face tot ce îmi stă în putere să atrag audiența. Pragmatismul transformă biserica și slujba de închinare în marketing religios, în piață. Oameni buni, trăim vremuri în care pastorii citesc cărți de marketing ca să le aplice în biserică. Eu știu ce vă spun. Organizează, promovează tot ce... Legile din marketing le vezi în biserică. Publicitatea, târgul, tot e structurat, e organizat ca să se vândă. Nu pe bani, deși s-ar putea undeva... cum să spun, viziunea finală să meargă și spre asta. Și aia e și urăciunea pustirii în casa lui Dumnezeu. Ei, Iisus a fost deranjat de aceste chestiuni și este deranjat. El vrea reformă, acestea să fie afară date, pragmatismul care ne mână spre marketing religios, transformarea slujbei lui Dumnezeu, lucrării pentru Dumnezeu într-o piață. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Să aibă milă de noi. Au apărut, stimați frați, și în România, mișcări care se organizează după aceste structuri și aici este o problemă foarte sensibilă. Sigur că slujirea lui Dumnezeu nu exclude organizarea noastră, dar dacă substituim călăuzirii, ungerii și lucrării Duhului Sfânt, efortul nostru organizatoric ne-a mars. Rămânem cu casele de schimb. Rămânem cu casele de schimb. Trebuie să ne organizăm, trebuie să ne pregătim, trebuie să trudim, să facem cât de bine putem, dar nici o secundă să nu uităm. Esența este totul spre slava lui Dumnezeu. Esența este adevărul revelat al lui Dumnezeu. Esența e prezența și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune. Amin. Filozofia a treia este pozitivismul. Pozitivismul e o concepție de viață foarte interesantă. Trebuie, ea spune așa, oamenii sunt sătui de vești rele. Oamenii au nevoie de vești bune. Oamenii au nevoie să gândească pozitiv. Oamenii au nevoie de speranță.
au nevoie să fie ridicați, să fie promovați. Oamenii suferă, sunt sătui de vești rele. Ei trebuie să audă vești bune. Trebuie să studiem, cum să spun, cum să promovăm oamenii ca să ajungă la aceste lucruri. Apar în piață, spre exemplu, sunt studii făcute pe nevoile oamenilor. Studii sociologice pe nevoile oamenilor. Se completează chestionare. Oare ce își doresc oamenii? Un pastor, spre exemplu, încerca un chestionar mergând pe colo, pe colo, pe colo, să vedem ce vreți voi ca oameni de la biserică. Ce v-ați gândit? Cum ați vrea voi să fie? Dacă v-ați face membri într-o biserică, cum v-ați imagina voi să fie biserica aceea? Și oamenii au răspuns la întrebări. Nu ne-ar place să auzim predici de iad. Și pastorul a tras o concluzie. Nu ne-ar place să auzim, sau ne-ar place să auzim, și s-a făcut un rezultat, un profil. Și isteți? Omul a zis, știm ce avem de făcut. A plecat de la nevoile oamenilor spre formarea unei comunități creștine. Și vezi ce era ce e rău în asta. La casele de schimb. Dacă filtru, că eu nu exist ca păstor și nici biserica nu există ca biserică, să slujească nevoilor oamenilor în termeni pozitivi. Și suntem aici, în această lume, ca să aprindem lumina lui Hristos și să se mântuiască oamenii. Nu să cântăm celor care merg vesel în căruța spre iad, ci să ne punem în calea lor și să le spunem adevărul, chiar dacă e negativ. Pozitivismul face biserica ospitalieră pentru toți. Toți sunt bineveniți. Un prieten de-al meu, pastor în Canada, îmi spunea că din ce în ce tot mai multe biserici evanghelice din Canada înfățișează pe sigla lor, cum ați avea dumneavoastră aici în față, unde scrie Biserica Philadelphia și acolo am văzut, curcubeu. Puteți imagina? Toată lumea este welcome. Mesajul e teribil, că știm bine ce reprezintă curcubeu. Niște băieți au zis, noi bine, membri în biserică. Și au scris Romani 1, 27-28, versetul acela care o sândește omosexualitatea. Numai atâta, trimiterea biblică cu vopsea de aia, graffiti. I-au urmărit de pe camere, au verificat cine a fost, i-au identificat, i-au arestat și sunt în judecată. Biserică. Chipuiți-vă unde am ajuns. În lumina pozitivismului adus la ușile bisericii, clientul este suveran, trebuie să gândim pozitiv. Există predicatori care vorbesc de terapie de gândire negativă. Am auzit pe unul zicând că au ținut un post de 40 de zile de gândire negativă. Adică nu ne mai gândim la nimic rău, numai la bine. Ne spunem, eu pot, eu sunt, eu reușesc. Într-o adunare, spre exemplu, erau învățați să se uite în oglindă și să zică, I'm rich man. Și în oglindă, așa, I'm rich man, I'm rich man. Săraci oameni din Africa, din România, mergeau pe acolo să vadă, ei abia își duceau zilele și erau învățați în oglindă să zică, I'm rich man. Super. Ce vezi în oglindă, nici nu mai descriu. Cât de lungi sunt urechile. Așa. Oameni înșelați. Sau I'm healthy man, sunt sănătos, sunt prosper, sunt un succes, gândire pozitivă. Mă, n-a zis nimeni să mă uit în oglindă și să zic despre mine că sunt prost, că nu pot, că nu știu, ni se intru sub blesteme. N-a zis nimeni asta. Dar nici să ne mințim cu filozofia numită New Age. Asta este New Age, care susține că în cosmos sunt niște forțe pe care le poți controla cu puterea cuvântului rostit. Proclamă și ai. Este New Age, gândire pozitivă. Adusă pe la ușa bisericii, trecută pe la casele de schimb, să vedeți ce devine. Predicile nepopulare sunt eliminate. Nu se mai zice de judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este exclusă, nu-i pozitiv. Imoralitatea nu mai este osândită public, nu e pozitiv. Cum adică să zici de divorț, de adulter, de minciună, de homosexualitate, de lesbianism, transgender? Cum să zici de așa ceva? Nu e pozitiv. Noi trebuie să fim pozitivi.
Astea rămân de spus, unde rămân, noi suntem pozitivi. Devenim în felul acesta eretici prin omitere, că ce zicem, nu zicem rău, baiu-i că nu zicem ce ar trebui. Eretici prin omitere, prin omisiune. Un distins profesor, a cărui erudiție eu o admir enorm, omul ăla e om de carte, știe, a scris o carte intitulată Dumnezeu și problema râului. Își propunea ca în cartea aceea să răspundă la întrebarea cum rezolvă Dumnezeu în dreptatea lui râul. A scris vreo aproape 300 de pagini. Frații mei, niciun cuvânt despre judecata lui Dumnezeu. Niciun cuvânt. De ce e aici? În schimb, argumente, discuții, te farmecă, te întoarce, te așează, te pune jos, te pune în picioare, te trece pe toată lumea, prin Orient, pe la iudei, pe la greci, pe la toți. Wow! Și nimic de judecat. Păi stai un pic. Asta se numește pozitivism. Și când l-am întrebat în dialogul cu el dacă și ce crede despre iad, a zis că nu există. Aha. Pozitivismul ne duce acolo. Frații mei, eu i-am rugat foarte frumos pe frații din Biserica Emanuel. Avem acolo oameni sănătoși în credință, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Biserica nu rezistă fără asemenea oameni. Și i-am rugat așa, vă rog foarte frumos să mă ajutați să rostesc în biserică adevărul. Ajutați-mă și să nu vă supărați când spun adevărul. Și dacă sunteți ispitiți să vă supărați, uitați-vă în Biblie și să nu vă supărați. Slujiți lui Dumnezeu ajutând pe slujitor să zică adevărul. Mă lași, frate Gabi? Frate Gabi a venit la dumneavoastră de o vreme. Ajutați-l să spună adevărul. Să nu vă supărați când vă spune adevărul. La noi odată s-a supărat cineva că am zis adevărul. S-a supărat. Și atunci i-am zis, auzi, te-ai supărat pe degeaba. Nu era vorba de dumneata. Era vorba de oameni care zic că se evlavioși. Eu despre ei am vorbit. Dacă dumneata te-ai supărat, nu era pentru tine. Adică am mers până acolo încât și-a permis să schimbe Evanghelia pe gustul lui. Și am zis, stai, tu ești în alt teren. Te-ai supărat pe degeaba. Eu nu fac reguli pentru piloți. Îi las pe piloți să facă reguli pentru ei. Și nici nu comentez ce reguli au între ei. Și atunci, de ce aș îndrăzni să vorbesc despre profilul celui evlavios? Să las pe Dumnezeu și în Biblie să zică cum e și atât. Îmi place cum e, mă aliniez. Nu-mi place, nu comentez. Nu-i viața mea și nu-i problema mea. Ia celor care vor să fie evlavioși. Lasă să fie cum scrie Biblia. Că, vedeți, la casele de schimb, adică cei care trec pe la casele de schimb, au pretenția să-și impună gândirea lor. Hristos spune, nu, afară. Asta afară. Mai există o filozofie, timpul a trecut de repede, la dumneavoastră timpul trece foarte repede, am văzut că și în zilele trecute trece repede, dar cred că se întâmplă ceva, cum a zis Ioan Gură de Aur odată. Când vă văd cum ascultați, mie tot vine să vă zic. Tot îmi vine așa să vă zic. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A patra filozofie este relativismul. Relativismul în esență susține că nu există adevăruri absolute. Că nu există valori absolute, că nu există adevăruri absolute, că nu există convingeri absolute, că totul poate fi altfel. Relativismul. Relativismul s-a impus și cu mai multă forță odată cu intrarea în scenă a ceea ce numim postmodernism. Spre exemplu, mai de mult, pe la 1500, până la 1500 și chiar mai încoace, până către secolul XIX, în unele locuri și mai târziu, oamenii gândeau că în centrul existenței e Dumnezeu. Filozofia s-a numit teocentrism. Mergeți dumneavoastră în Europa, vizitați orașele mari din Europa, în România, orașele din România, satele din România, satul dumneavoastră. Și o să vedeți, în centru e biserica. Ați băgat de seamă? Deci când oamenii, și aici merg, dacă vă duceți acolo în centru vechi, o să vedeți ce e în centru. Biserica. De ce au pus oamenii, de ce au pus strămoșii noștri biserica în centrul satului, a orașului? De ce? Simplu, în centru e Dumnezeu. Și noi ne facem viața rânduindu-ne în cercuri în jurul Lui.
Așa s-a înțeles. Ei, a venit următoarea filozofie care se numește modernism, nu? A intrat acest modernism, modernitatea cu umanismul, cu renașterea, cu... nu-i vreme să intrăm în aceste detalii, a făcut o schimbare de detaliu. Dumnezeu a fost scos din centru și la mijloc a fost pus omul. De acum omul e la mijloc, interesele lui sunt la mijloc. Veți vedea că la centru sunt puse supermarketurile. Mall-ul. Sunt puse la centru. Nu comentăm cum e. Biserica nu-și mai are loc în centru. E aruncat în periferie. A apărut și mai târziu, cam după 1970 și cu mai multă forță după 1990, odată cu căderea blocului comunist și cu încheierea războiului rece, s-a numit postmodernism. Schimbarea a fost majoră. De acum nici Dumnezeu și nici omul nu e la mijloc. La mijloc, știți ce a fost spus? Nimic. Deci în mijlocul, deci în centru existenței noastre nu mai punem nimic. Fiecare e liber să pune ce vrea, oficial la mijloc e nimic. Să vedeți ce a creat asta în societate. A creat o generație a ofensaților. Frații mei, dacă în secolul XIX cuvântul cheie era cuvântul progres, oamenii începuseră să apăruse industria, mașina, se inventase, a apărut avionul, chiar acolo spre sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Ei, progres! Lumea vorbea de progres. Așa au gândit, teologii au gândit că împărăția lui Dumnezeu vine și pe progres. Asta a fost liberalismul. Nici nu mai vine Hristos. Educația, economia, duduie, viața e faină. Așa e împărăția. Așa au gândit. Ei, au venit secolul XX cu un alt cuvânt cheie. Război. În secolul XX oamenii s-au războit. Două războaie mondiale, conflicte peste conflicte. Cuvântul care descrie cel mai bine secolul 20 este cuvântul război. Iar acum au trecut 17 ani din secolul 21. Suficient ca să ne dăm seama că acest secol va fi caracterizat de un alt cuvânt. Cuvântul ofensat. Ofensă. Ofensat. Adică, mă simt ofensat. Te rog să mă respecti. Politically corect. Mă simt ofensat. Într-un magazin în Sibiu, unul și-a lăsat căruciorul cu alimente, cu cumpărături, colo în mijloc, foarte politicos, unul dintre oamenii angajați, care era acolo în magazin, l-a rugat: domnule, vă rog frumos, mutați mai alături coșul, că deranjați. Și ăsta s-a dat așa la el, deoparte, și apoi a început cu gura: mă jigniți, ce oameni, cum... A făcut un tărăboi, bărbat de 40 de ani, să se simtă ofensat că a fost rugat să-și mute mai la o parte coșul de cumpărături. La noi întreg la cap. Ofensat. În societate oamenii sunt ofensați. Ia zi ceva ce deranjează, o să vezi ce ofensat sar. O femeie se crede bărbat și dacă îi spui doamnă, e ofensată. Iată de ea. Supresiunea generației ofensaților, Colegiul Medicilor Marea Britanie a decis ca femeilor însărcinate să nu li se mai spună femei însărcinate. Pentru că dacă vreuna crede că e bărbat, o să le zicem persoane însărcinate. Ca să vină femeile normale și să spună: stați, stați, și noi ne simțim ofensate. Dar ce, eu sunt persoană? Eu nu sunt persoană, eu sunt femeie, mi-e spui femeie însărcinată, mă jigni. Zic, înțelegeți unde s-a ajuns? Ei, să vedeți problema. Trecută pe la casele de schimb, apar ofensați în biserică. Ofensați în biserică. Ai jignit. Te-ai luat de copilul meu. Ai zis nu știu ce. Te-ai legat de mine. E viața mea. Ofensații din aceștia. Iisus îi dă afară oameni buni. Vă rog foarte frumos. E o chestie extrem de delicată, legată de viața noastră. Dacă vorbim de intrarea lui Iisus în Ierusalim și de restaurarea templului lui Dumnezeu, oare cum ar suna pe vremea noastră fugărirea vânzătorilor de la casele de schimb? Poate că și așa. Era un subiect de meditație și de gândire pentru noi. Cumva vin poate și în urma unei... M-am uitat cum e România. Noastră ziceți că vreți să țineți credința ca în România. Și foarte bine, dar să știți că acolo începem să avem probleme. Și la dumneavoastră, cum știu eu, pe oameni inventivi în materie de orice, nu sunteți departe. Încă s-ar putea pe alocurea ceva înainte. Domnul să aibă grijă de noi.
prețuiți adevărul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu în casa lui. Să căutăm rugăciunea, să căutăm prezența Domnului, să păstrăm lumina aia vie în noi. De asta avem nevoie. Dacă e ceva de dorit în casa lui Dumnezeu, e de dorit acolo să fie slava lui Dumnezeu. Și un gând cu care încheiem și apoi aș vrea să ne rugăm. Uitați-vă dumneavoastră cum e surprins templul lui Dumnezeu în două momente distincte. Pe vremea lui Solomon, la inaugurare, și pe vremea lui Iisus, la florii. Pe vremea lui Solomon, la inaugurare, Solomon a zis: Doamne, coboară-ți prezența ta și slava ta peste locul acesta. Și în timp ce se ruga, preoții aduceau jerfe, leviții cântau cântări și el se ruga. Zice că s-a coborât slava lui Dumnezeu acolo. Și preoții nu și-au mai putut face slujba. Deci e superb. Oamenii lui Dumnezeu n-au mai putut face în casa lui Dumnezeu ce le cerea Dumnezeu din cauza prezenței lui Dumnezeu care a copleșit, a împlinit totul. Wow! Adică să se coboare slava lui Dumnezeu și să oprească predica și să vină revărsarea Duhului peste toți, să se transforme în rugăciune și în închinare și în vindecare și în restaurare și slava lui Dumnezeu. E superb. Dar celălalt moment. Florii. În templu guvernau oamenii. Organizația, rânduielile lor, interesele lor. Și din cauza lor, Dumnezeu nu-și mai putea face lucrarea. În primul moment, oamenii nu puteau face din cauza lui Dumnezeu. În al doilea, Dumnezeu nu mai putea face din cauza oamenilor. Mă tem că mai degrabă ne mișcăm spre acest al doilea moment și e nevoie de reînnoire. Să ne gândim cum ne influențează chipul viacului cu aceste filozofii și dacă, de exemplu, ceva vă deranjează când auziți la predică sau o remarcă a vreunui frate, vă rog frumos să vă puneți o întrebare. Nu fi oare reflexul ofensaților din lume? Și mai degrabă să ne lepădăm de noi înșine și să ne smerim. Vreți să ne rugăm pentru asta? Haideți să ne ridicăm și Domnul să binecuvânteze biserica sa, templul său, cu prezență. Amin.